Procedură estetică inovatoare pentru albirea pielii. Petele de pigment, urmele lăsate de acnee, melasma, petele de senectute, reprezintă încă o provocare pentru cosmeticiene. Dacă până acum am folosit peelingurile chimice care aveau și efect de albire, de exemplu purple peel-ul, care este un acid tartric, poate să fie de diferite concentrații, după cum vă spuneam, și să acționeze la suprafață, în profunzime sau să fie un peeling mediu. Dar întotdeauna am avut nevoie de o perioadă de recuperare în care filmul hidrolipidic al pielii s-a refăcut. Sau acționam prin mezoterapie când cu ajutorul canalicurilor introduceam în piele diferite substanțe de albire, cum ar fi fiolele melano sau acidul glicolic sau vitamina C, respectiv fiola whitening. Toate aceste procedee pe care până acum le-am folosit și aceste substanțe pe care le găsiți pe site-ul Sisi Cosmetice au nevoie de o perioadă de recuperare și se pot executa doar în perioada de iarnă, toamnă, primăvară. Ei, Medical Cosmetics vine cu o soluție inovatoare, peelinguri inovatoare, care folosesc un mix de 3 acizi, despre care vom discuta imediat. Acest tip de peeling poate fi executat în orice perioadă a anului, atât vara cât și iarna, pentru că pe lângă acizii pe care îi conține, conține peroxid de hidrogen care îmblânzește activitatea acizilor, astfel încât nu este distrus filmul de protecție hidrolipidic al pielii. Și să începem. Unul dintre acizi este acidul pentru albire, peelingul pentru albire cu acid cojic K33P. Este un mix care conține acid cojic de 33%, conține acid tricloracetic, conține acid tartric și arbutină. Bineînțeles, pe lângă toate acestea, conține și peroxidul de hidrogen, care nu este altceva decât apă oxigenată. Când aplicăm acest tip de peeling? În toate cazurile când dorim să decolorăm pielea, în cazul petelor de pigment, petelor de senectute, a melasmei sau a urmelor lăsate de acnee sau în urma proceselor inflamatoare. Cum aplicăm produsul? Vom vedea puțin mai târziu să discutăm despre acțiunea fiecărui acid în parte. Acidul cojic realizează inhibarea tirozinazei, respectiv inhibarea sintezei de melanină. Acidul tricloracetic regenerează pielea, iar acidul tartric, care se extrage din struguri, din mere, respectiv din afine, regenerează de asemenea pielea. Arbutina este sora mai mică sau sora naturală a hidrochinonei, care realizează de fapt albirea pielii. Iar după cum vă spuneam, apa oxigenată, respectiv peroxidul de hidrogen, îmblânzește activitatea acizilor, astfel încât filmul hidrolipidic al pielii nu este lezat și nu avem nevoie de perioadă de recuperare. După ce am discutat despre acțiunea acizilor în parte, să vedem cum se folosește acest produs. Se găsește sub formă de fiolă vial, deci după desfacere nu se alterează, putem să utilizăm timp îndelungat. El se poate utiliza atât în cabinet cât și acasă. În cabinet vom proceda cu demachierea cu ajutorul laptelui demachiant sau a soluțiilor de curățare 2-in-1, după care vom tonifia. După tonifiere vom folosi soluția de curățare, degresare. Este foarte important. După ce am efectuat curățarea tenului, respectiv degresarea, aplicăm peelingul K33P. Punem aproximativ 5 picături împărțite pe toată fața
sau mai multe picături dacă tratăm și zona gâtului și a decolteului. Le întindem pe față cu ajutorul unei pensule, după care vom efectua un ușor masaj până la absorpția completă a produsului. După ce s-a absorbit, vom acționa încă o dată în 3 etape. Vom pune din nou 5 picături de produs, din nou vom face un masaj până se absoarbe tot produsul și din nou, a treia oară, vom pune 5 picături. Practic, într-o ședință vom folosi 15 picături, respectiv aproximativ 1,5 ml. Vom masa de fiecare dată până când produsul este absorbit în piele. Și acum urmează cealaltă parte a soluției inovative. Nu avem nevoie de mască pentru că nu trebuie nici să neutralizăm produsul, nici să aplicăm mască pentru a îndepărta roșața sau efectul agresiv, ci pur și simplu vom folosi crema de albire cu arbutină. În funcție de cum arată petele de pigment, cât de intensă este culoarea sau cât de vechi sunt, tratamentul poate dura de la 4 la 6 săptămâni. Indicația producătorului este de a fi folosit zilnic produsul, de aceea poate fi utilizat și acasă, după cum vă spuneam, dar și la salon. Pașii pe care trebuie să-i urmeze clienta acasă sunt exact aceiași pași pe care i-am descris acum și pe care trebuie să îi urmați și dumneavoastră în salon. Practic, acest mini tratament de albire nu ține mai mult de jumate de oră, așa că se poate utiliza zilnic pentru că este foarte rapid. Ce aș mai putea să vă spun despre capa 33? Doar atât că este utilizabil în toate lunile anului. Și am omis să vă spun despre arbutină că nu creează hipopigmentare ireversibilă. Deci poate fi utilizat cu succes, nu trebuie să ne temem că vom rămâne cu pete depigmentate sau că datorită expunerii la soare hiperpigmentarea va fi accentuată. Un alt produs inovativ este peelingul T35. Este un peeling fermizant cu acid tricloracetic. El se prezintă tot sub formă de vial și este tot un mix între cei trei acizi: acidul cojic, acidul tartric și acidul tricloracetic în concentrație de 35%. Acidul tricloracetic îmbunătățește elasticitatea, respectiv fermizează tenul. După cum vă spuneam, acidul cojic inhibă sinteza de melanină, iar acidul tartric regenerează. Sigur că da, peroxidul de hidrogen, din nou, îmbunătățește activitatea acestor acizi, îi îmblânzește practic pentru a nu distruge filmul hidrolipidic de protecție al pielii. Procedeul de aplicare este același. Demachem, folosind unul dintre produse, ori laptele demachiant, ori soluția de curățare bifazică, tonifiem folosind tonicul facial, după care degresăm cu ajutorul produsului de curățare, apoi din nou aplicăm în 3 etape fiola de peeling T35P și masăm până la absorpție de fiecare dată. Deoarece este un peeling fermizant cu efect de albire ca efect secundar datorită acidului cojic, putem utiliza pentru a fermiza mai bine pielea acidul hialuronic de 1%, 2% sau 3,5%, precum și fiola DMAE, care știm că este o fiolă fermizantă. Deci, până acum am urmat exact pașii de la primul peeling, doar că am adăugat și fiole care să mărească efectul fermizant al peelingului. Fie că îl aplicăm cu ajutorul ultrasunetului sau a radiofrecvenței, fie că
masăm doar pur și simplu efectuând un masaj de fermizare, va fi întărit efectul fermizant al peelingului. Din nou, nu avem nevoie de neutralizare, nu avem nevoie de mască, ci pur și simplu, după ce toate substanțele active s-au absorbit, vom aplica crema cu argilerină. Al treilea produs este produsul de albire cu arbutină, peelingul de albire cu arbutină A20P. Din nou întâlnim cei doi acizi, acidul cojic și acidul tartric. Arbutina aici este în concentrație de 20% și se referă, pentru că este un peeling profund, și la cicatricile post-acneice. Deci, pe lângă decolorare, vom avea și o îmbunătățire a aspectului cicatricilor post-acneice. Pașii tratamentului sunt aceiași. Demachiere, fie cu lapte demachiant, fie cu soluție de curățare bifazică, tonifiere, degresare, după care se aplică din nou în 3 straturi peelingul de albire cu arbutină. După care, fără neutralizare și fără mască, vom aplica din nou crema cu arbutină. După cum puteți să realizați, tratamentele sunt de scurtă durată. În 30 de minute am efectuat un tratament de albire, respectiv de fermizare și albire. Noutatea constă în faptul că toate cele trei fiole de peeling conțin apa oxigenată sau peroxidul de hidrogen, care îmblânzește agresiunea acizilor și care protejează filmul hidrolipidic al pielii. Într-o anumită concentrație, apa oxigenată chiar mobilizează activitatea fibroblastelor, ba mai mult de atât, neutralizează agenții patogeni. De asemenea, toate cele trei peelinguri pot fi utilizate pentru orice tip de piele și la orice vârstă. De exemplu, acidul tricloracetic, fie că este prezent în K33P peeling sau în T35P peeling, datorită concentrației sale, reușește să dizolve grăsimea acumulată în pori. De aceea este indicat și pentru tenurile seboreice sau pentru tenurile acneice. Aceste trei produse sunt produse inovative, pentru că nu agresează pielea și nu avem nevoie de acea perioadă de recuperare. Indicațiile pe care mai doriți să le aflați despre produse le găsiți pe site-ul Sisi Cosmetice sau pur și simplu telefonând la numerele de telefon, colegii vă vor ajuta și vă vor îndruma în utilizarea lor. Vă doresc succes!